Băi, fraților, deci înainte de a începe videoclipul, nu uitați să vă cumpărați jocuri bombă la prețuri și mai bombă de pe Eneba. Folosiți și codul ZZANDREI pentru că o să primiți o mică reducere și aveți toate linkurile în descriere. De asemenea, v-aș ruga foarte frumos să nu uitați să vă abonați, bineînțeles, cu clopoțel dacă doriți să primiți toate notificările de fiecare dată când postăm un nou videoclip. Iar dacă doriți să susțineți suplimentar canalul, puteți să deveniți membru apăsând butonul Join. Haideți să trecem la episod. Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine vom regăsi, dragi prieteni, la un nou episod de Phasmophobia, dragi prieteni. Avem un mega update de această dată. Bine, s-a făcut acum vreo 2-3 zile, dar am ținut neapărat să facem și un clip. Suntem alături de Andres, care are un level foarte mare, Vlad Hydra, care de asemenea are un level foarte mare, și domnișoara Gabriela aici, băieții. Practic eu sunt cel mai pro și eu nu sunt pro. Asta este problema, mamă. Deci avem aici un lobby de început. Luați antenele astea, băieți, și dați click dreapta pe ele și vedeți că aveți o grămadă de easter egg-uri, ceea ce mi se pare foarte mișto. Băi, chiar este un update foarte, foarte, foarte tare și o să discutăm așa mai pe larg în acest videoclip. Dar înainte de toate, nu uitați voi cei care vă uitați la clipul ăsta, bro, vreau să rupeți like-urile alea. Dacă, bineînțeles, vreți să postăm și mai multe clipuri de acest gen și să facem și mai multe live-uri cu Phasmophobia, bineînțeles. De pe ce luam item? Go away. De pe E. Mamă, cu cine mă zic? Coco, vină în coace, vezi ceva, ia veniți în coace, vezi ceva. Ce e aia de aici de sus? Ia spuneți-mi. Vedeți niște ochi care se uită pe voi? Oh, that's creepy, bro. That's creepy, bro. Bun. Deci, oameni buni, ce s-a făcut așa mai principal în acest update? Niște chestii mai importante, sau mă rog, care mie personal mi se pare mai importante. Avem 4 fantome noi, avem un mod nou de joc, se numește Nightmare, este un mod extrem de greu. Avem o hartă nouă, se numește Maple Lodge Campsite, este o hartă foarte, foarte mare. Și câteva chestii noi la fantome. Acum fantoma își poate modifica camera, locația, mă rog, adică nu mai trebuie să stai într-o singură cameră, ceea ce, repet, mi se pare și mai greu. Și de asemenea, dacă fantoma omoară un player, înainte știți că se oprea hunt-ul, adică omoara un player, nu mai vâna. Ei bine, acum dacă omoară un player, vânează în continuare, ceea ce mi se pare extrem. Știți că nu mai trebuie să mergem toți în aceeași parte, da? Ba da. Dacă, spre exemplu, mergem 4 să ne ascundem în același loc, înainte, dacă mergeai 4 oameni să te ascunzi undeva, omora un om, restul 3 erau în viață. Acum toți morți. Bun, o să fie foarte greu, băieți, dăm redine și jucăm pe Nightmare, modul nou de joc, prieteni. Și nu mai bruiază stația, adică nu ne dăm seama dacă vânează acum, decât dacă auzim un zgomot dubios, așa că beliți ochii și urechile, da? Vorbim în joc, boys, vă pup, respect. Ne-am dat și noi permit acum pe Discord. Eu cred că o să fie mare fail arena asta, băieți, dacă mă întrebați pe mine, dar hai să vedem, rămâne de văzut. Ce faceți, băi? Aveți măști de Honolulu? Ce nebun sunteți, bă? Bine, și eu am mască, da. Păi da. Do you hear me? Mamă, uite și aici am monitor. Uite, deci așa arată harta nouă, băieți. Are și zone interioare, are și zone exterioare. Sunt foarte multe corturi. Aici este și o cabană foarte mare, uite cabana asta. Dar pe total mi se pare foarte mare harta, bro. Mamă, pe cine îmi bagă? Pe Coco. Alo? Alo, da? Să rămână, să rămână. Dar de ce să vă dați așa? Pentru că așa vezi acum, spar fantoma monitoarele. Uite, avem sound sensor. Avem și atat cu pumnul în ele. Bine, noi n-avem bani să cumpărăm senzor pentru sunet, dar... Așa, ia uite ce de ăsta capul. Așa că idee, boys. Bun! Deci, băieți și fete, Thomas Robinson, prieteni. Bun, o să-mi iau direct MF, Spirit Box și lanternă. Suntem pe sărăcere de tot, așa că aveți grijă, ce luați că e jale. Luăm cheia de la campsite. Iau jackpot-ul, iau jackpot-ul. Mamă, băieți, ne mișcăm cu Andy. Pe ce vorbesc? Ne mișcăm și noi, Gabi, sau? Că eu trebuie să apăs, bă. Așteaptă. Bun, here we go, boys. Mamă, deci oameni buni, ca să nu spuneți că exagerez, 1 și jumătate dimineața, băieți, când filmau acum 1:23 dimineața și ne mișcăm joc horror, sunteți nebuni. Wow. Verificați fiecare cort în parte. Dacă auziți sunete dubioase, vă ascundeți. Că nu se mai bruiază stația acum dacă vânează. Hai să vedem, băieți. How old are you? Ce m-a speriat. What the fuck? How old are you? What do you want? Bă, dar nu mergeți toți cu mine, mă, bă, alu, alu! Where are you, Phantom? Doamne, cu tine, mă, ghost, ghost. O să fie greu, băieți. How old are you? Where are you? What do you want? Thomas Robinson. Deci așa trebuie să verificăm fiecare parte, băieți. Și pe harta asta sunt o grămadă de easter egg-uri. Dar poate o să vi le arăt într-un episod viitor. Și eu le-am aflat pe live. How old are you? What do you want? Mamă, unde singur pe aici? Ceva, ceva, băieți?
E, m-am fost spirit box? Mamă, și avem pădurea. How old are you? Where are you? What do you want? Încerc să vorbesc puțin mai încet. Fii tăl pe ăla, cum se aude, dar ăla nu știe care e nevoie de spirit box? Încerc să vorbesc mai încet, băiți, că e foarte trezut și cred că mă înjură vecinii rău de tot, dar asta este riscul meseriei, băiți. Wow, aici a fost cineva sau era deschis, bro? N-a fost nimeni aici. How old are you? Where are you? Are you a boy? What do you want? A fost cineva într-un cort negru? Nu cred. N-ai fost aici, nu era deschis ăsta? Nu. Deci n-a fost nimeni într-un cort negru, eu am venit prin partea asta, mi se pare că sigur și era deschis. Nu. Ok, boys. Cortul negru e deschis, poate să fie un semn? How old are you? Să pun carte aici. Thomas Robinson. Thomas Robinson. Poți să pui carte. Și încă o chestie pe Nightmare, fantoma are doar, sau mă rog, ne ascunde un indiciu, adică o evidență. În loc să punem 3, punem doar 2. Doar 2 ne arată și restul trebuie să ne dăm noi seama ce fantoma este. Mamă, extrem de greu, bro. Au făcut jocul mult mai greu decât înainte. How old are you? Cum îl cheamă? Thomas Robinson. How old are you? Where are you? What do you want? O să vă spune și camere. Bă, freezing dacă ar fi, cred că ne-am dat. Asta era deschisă, mă, dar era deschisă. Bun, hai să vedem, băieți. Mamă, nicio activitate până acum. Hai că poate e pașnică, băieți. Pregătiți-vă să vă ascundeți, că am eu așa o presimțire. Băi, cam astea au fost update-urile principale. Dacă am ratat ceva, scrieți voi în comentarii, băieți, ca să strângem în comentarii toate update-urile ce s-au făcut. Astea mai importante, mă refer. Trebuie să mergem, vedem dacă au verificat, băieții, toate corturile. Ați fost în cabană? Nu. Mă duc eu, aulu. How old are you? Mișo, cabană, mișo. Where are you? Sunt bani. What do you want? Poate să fie în cabană, băieți. Pe aici nu cred că are rost să vorbesc. Și cică poate să fie și în pădure. Mama, hai să vă arăt un easter egg, dacă toți sunt aici, prieteni. Arată creepy rău, mă jur. Veniți cu mine către cabană, că mi-e frică, mă jur. Hai să vă arăt un easter egg, băieți. Ce vedem aici la apă, boys? Vedem că cineva încă mai respiră, băieți. Tam, tam, tam. Și ghiciți ce? Dacă mai stăm aici 10 secunde, prieteni, încă ies bule de aer. Gata, băieți, nu mai respiră nimeni. Fantoma și-a făcut treaba. Ok. Mama, a venit toți gang aici, bă. Rich man, Thomas, bă. Bă! A vorbit. I like... Hello. Bă! How old are you? Oh, so you are... Bă, vorbește aici! Avem spirit box. Oh, so you are poor. Înseamnă că o fi în casă sau aici în afară? Nu o zis să întrebăia dacă e rich, însă că nu. N-am găsit cheia de la asta. Show yourself right now, right here. What do you want? What do you want? Where are you? How old are you? Nu mai vorbește, gata. Mai oprește, mă, și tu spirit box-ul ăla. Deci a vorbit, băieți. Ar trebui să facem camere să punem aici. Ușa asta nu se vede, ce e închisă. Cred că ne trebuie cheie sau ceva. How old are you? Bun, hai să mergem să facem camere. Până nu ne vânează, prietenii, vă rog. Ar fi indicat. Am băgat sprint, boys, nu mai suntem la discuții. Mamă, cum s-a auzit? Nu știu, bro, vorbea în șoaptă. De ce Coco te interesează? Păi e Thomas Robinson, e bărbat, logic, nu? Mamă, cât de încet s-aude Coco, băieți. Îmi cer milioane de scuze, dar oricum și el are microfon. Bă! Poate vânează acum. Dacă vânează acum, bun. Câtă sanitate avem? Nici nu ne dăm seama, ești nebun, bun. Bă, n-avem camere, n-avem nimic? Nu. Uite, avem o cameră, una. Uai, leu, spirit box-ul arunc, MFU, o să-l trea să-l arunc acolo. Luați un de-asta, vă rog, un doț. Și luați și camera asta, hai să vedem unde o punem. Aruncați-vă gunoaiele, băieți, aruncați-vă gunoaiele și luați aici. N-avem nimic, suntem vai de culul nostru. Have a member of your team escape the ghost during a hunt. Mult noroc, băieți.
Am luat și ați luat dos, luați camera asta, cine are spațiu. Luați camera asta. Și hai să mergem. Da, vă rog să nu fiți bulachezi, veniți după mine dacă ne vânează. Mamă, frate, deci dacă vreți să vă jucați fasmofobia sau să începeți să vă jucați fasmofobia, acum este momentul, băieți, pentru că este mult mai horror decât înainte, pe bune. Pe orice hartă este mult mai greu și mult mai horror. Ceea ce zic eu că e un plus, adică nu e ca și cum gata, nu ne mai place jocul, dar e mult mai greu, bro. Ia că mă duc, unde e mă cabana aia? Vino mă aici, uite aici e Coco. A reușit Thomas. Uite, poți să o pui aici, poți să o pui pe masă camera. În ce parte o pui? Către lac, gen. Fingerprints n-avem aici, a? Thomas, a reușit. Se mișcă chestii. A reușit Thomas. Vânează! Ne omoară pe toți, prietene. M-a luat, băieți, pa. Am murit. E fix în spatele meu, am murit rău de tot, murim toți! Bă, și-am auzit, ați auzit că s-a... Mamă, 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 deci e foarte greu de la update, băieți. Bine, nici nu prea am echipa așa, ca să zic. Am murit eu. Cred că a scăpat. Doamne, ce noroc a avut. A murit doi. A, ba nu, Gabi, să rămână. Ți-am zis că ne omoară acum pe toți, nu mai ai crezut, a? Nu. Aha, unde sunt ceilalți doi? Ah, ne-a omorât pe toți, băieți. Ne-a omorât pe toți. Era raid, băieți. Deci, practic, raid-ul ăsta dintr-un singur hunt ne-a omorât pe toți, prieteni. Da, băi, oricum v-am spus, e foarte, foarte greu acum. Îmi place că ne arată și niște statistici. Deci am avut un singur hunt, băiți. Ghost Events 0, nu s-a arătat deloc, dar am avut un hunt și ne-a omorât pe toți. Ghost Interactions 15. Nu înțeleg de unde 15, dar cert e că ne-a omorât pe toți, prieteni. Băi, despre asta este vorba în update-ul ăsta. Acum este momentul să vă jucați. A, și încă o chestie șmecheră. Putem să alegem orice hartă din toate aceste hărți. Înainte știți că ne apăreau doar 3. Dacă voiam să jucăm altceva, trebuia să refacem lobby-ul, să apară alte 3. Acum, în sfârșit, putem să alegem ce hartă vrem. Bun, cam asta a fost clipul, dragi prieteni. Nu uitați să rupeți like-urile alea dacă vreți să postăm și mai multe clipuri de acest gen. Și noi, bineînțeles, că ne revedem data viitoare. Eu am fost Andrei, v-am pupat, o zi plăcută. În continuare, vă doresc tuturor. Bye, bye!